să deslușim povestea încurcată a acestei familii, ne întoarcem în timp, până în secolul al XVII-lea și ne poziționăm în regiunea Tesalia, azi în nordul Greciei. Conform documentelor perioadei, acela este locul și momentul în care familia Mocioni începe să prindă contur. Asemeni altora români, mocioneștii au manifestat și ei un spirit antreprenorial desăvârșit și destul de curând au început să se bucure de prosperitate. Averea acumulată din creșterea oilor a permis familiei să plece către Moscopole, localitate a Albaniei moderne. Comerțul terestru de la Constantinopole până la Veneția era controlat și dominat de români. Existau caravane care transportau mărfurile, exista poliția caravanelor pentru păstrarea liniștii și ordinii. Și asta până pe la 1778, când albanezii trec în masă la mahomedanism, asediază Moscopole și celelalte, Ianina și celelalte așezări românești, și atunci negustorii români și românii în mare parte, foarte bogați, migrează înspre Viena și Budapesta. Dată fiind situația politică și ca parte a elitei a române din Moscopole, mocioneștii îndrăznesc să înceapă un nou capitol, într-o altă parte a Europei, acea parte aflată sub autoritatea Imperiului Habsburgic. După ce a făcut avere din creșterea ovinelor și a reușit să ajungă la Budapesta, familia Mocioni intră în rândurile nobilimii și se implică în politică. De-a lungul celor 7 generații, mocioneștii se vor identifica și vor susține cauzele românilor. În 1781, Iosif al II-lea dă o patentă de asimilare a refugiaților, cum ar veni din zona Moscopole, și mulți din macedo-români ajung să fie cetățenii Imperiului. În spatele bunăvoinței manifestate de împărat față de a români, se afla convingerea administrației austriece că noi veniți aduc importante beneficii comerciale și financiare Imperiului. Mai mult, după ce primeau cetățenie, a românii depuneau un jurământ de credință față de noul suveran, gest dublat și desemnarea unui act oficial. În Pesta, a românii formează comunități ce aveau să fie considerate colonii grecești. Acesta este contextul în care Constantin Mocioni, împreună cu fiii săi, ajunge la Pesta, unde se integrează rapid în viața economică.